Cel puțin 30 de oameni au fost uciși în urma unor bombardamente în nordul Siriei. Ținta atacurilor aeriene organizate de Coaliția Internațională au fost câteva rafinării controlate de gruparea Statului Islamic. Cele mai multe dintre victime sunt jihadiști. Potrivit observatorului sirian pentru drepturile omului, atacurile au vizat rafineriile din Tel Abiad, oraș situat în apropierea graniței cu Turcia. Coaliția Internațională, condusă de Statele Unite, și-a extins în luna septembrie operațiunile aeriene contra militanților Statului Islamic. În luna noiembrie a anului trecut, ONU a evaluat câștigurile Statului Islamic de pe urma vânzării de petrol între 850.000 și 1,6 milioane de dolari pe zi.